Suspectul era un apropiat al familiei, iar victima i-a deschis fără să bănuiască ce avea să urmeze. Cum a intrat, bărbatul l-a încuiat pe băiat într-un dormitor, după care i-a înjunghiat mortal mama în vârstă de 37 de ani. Cel care a dat alarma la 112 a fost chiar copilul. Pompierii au găsit ușa apartamentului încuiată și au fost nevoiți să scoată copilul pe scara rulantă. În interiorul locuinței a fost găsită mama acestuia, în vârstă de 37 de ani, cu plăci la nivelul gâtului, toracelui și membrelor superioare. S-au început manevrele de resuscitare până la sosirea echipajului cu medic, care nu a putut decât să constate decesul victimei. Angajații Direcției de Asistență Socială Olt, unde lucra victima, sunt îngroziți de sfârșitul colegei lor. Suntem de-a dreptul șocați, era colega mea de birou. O fată nemaipomenită, o fată care nu a deranjat pe nimeni niciodată, un om minunat cu care am vorbit și astăzi și nu ne revenim. Suspectul, care fugise cu mașina fostului șef, a fost descoperit în trafic pe raza județului Vâlcea în această dimineață. Conducătorul autoturismului în vârstă de 42 de ani din municipiul Slatina a fost condus la audieri. Potrivit primelor cercetări, bărbatul a omorât-o pe femeie pentru a se răzbuna pe soțul acesteia, care tocmai cel concediase. Pentru că a încercat să se sinucidă și devenise extrem de agitat, a fost dus la urgența spitalului din Slatina. Suspectul are 42 de ani, este însurat și are un copil.